Proprietarul armei care a dus la moartea accidentală a unui copil de 5 ani a fost arestat preventiv pentru ucidere din culpă. Vă amintesc, în urmă cu 2 zile, un băiat de 8 ani și-a împușcat mortal frățiorul cu arma unui prieten al familiei. Direcția pentru protecția copilului a fost și ea sesizată în acest caz. Magistrații au stabilit că pădurarul din Târgu Mureș, deținătorul legal al armei letale cu aer comprimat, cu care a fost împușcat copilul de 5 ani, a încălcat mai multe legi, așa că au decis arestarea lui preventivă. În cauză, cercetările sunt continuate sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Mureș, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, nerespectarea regimului armelor și al muniților, uz de armă neletală fără drept și complicitate la uz de armă neletală fără drept. Anchetatorii încearcă acum să afle toate circumstanțele tragediei. Ei au sesizat și protecția copilului Mureș. Dacă organele de anchetă vor considera necesară audierea minorului, atunci, conform legii, avem obligația să asistăm la această audiere. Sigur, în continuare va fi nevoie, dacă situația impune, de evaluarea familiei minorului. Copilul de 8 ani va fi ajutat de cei de la protecția copilului pentru a trece peste drama morții fratelui său. Consiliere psihologică și, sigur, trebuie să așteptăm un pic pentru a trece această situație de dramă și să vedem familia, sigur, cu acordul familiei, pentru a face o evaluare inițială. Specialiștii cred că jocurile de pe internet, care sunt din ce în ce mai violente, măresc agresivitatea copiilor care le joacă. În același timp, copiii ajung să nu mai discearnă între realitate și virtual. Acum, cu atâta jocuri, se joacă normal, că parcă era o jucărie. Eu așa cred. Aceste jocuri normalizează agresivitatea și cumva copiii nu au capacitatea de a discerne foarte mult ficțiune de realitate. Copiii au tendința să copieze foarte mult tot ceea ce găsesc în mediul lor sau în mediul acela agresiv și atunci asta poate să inducă automat o stare de iritabilitate fără un obiect concret. Bărbatul arestat este șef de district la Ocolul Silvic din Mureș și surse din anchetă spun că acesta se afla în timpul liber. Mai mult decât atât, arma pe care a dus-o la picnic, acolo unde se aflau părinții, dar și cei doi copii, nu era arma Ocolului Silvic, era proprietate personală, o armă neletală, de agrement, cu compresie.